Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă emisiune How You Make It That Far sau Cum ai reușit să ajungi atât de departe. Astăzi, în studio, îl avem pe Victor Vasiu alături de noi, care ne va spune povestea dumnealui de viață aici, în Elveția. Bună, Victor! Bună, Camelia! Cum ai decis și de ce ai decis să alegi Elveția și să emigrezi aici în Elveția și câți ani? De câți ani ești aici în Elveția? Locuiesc de 12 ani în Elveția și am ales să vin aici pentru că înainte de asta locuiam în Sondrio, la 20 de kilometri distanță de vama cu Elveția și mi-am propus să vin aici tocmai pentru că știam că aici am un potențial mult mai mare și mă pot cumva dezvolta. Cum a fost integrarea aici în Elveția? Cum a fost adaptarea să înveți limba? Bun, limba, știm foarte bine că e una foarte dificilă. Unde locuiești? Locuiesc în Șenis acum. Uh-huh. Dar, vorbește limba germană. Se vorbește limba germană, exact. Am schimbat 5 locuri până să ajung în Șenis. Da, limba pot să spun că încă o învăț, pentru că nu cred că voi vorbi niciodată perfect. La același lucru pot spune și despre integrare. Încă nu am pașaport elvețian, dar voi aplica anul următor. Da, și cam atât. Și cum a fost, ce impact a avut Elveția asupra ta când ai sosit aici? Bun, impactul a fost unul foarte puternic pentru că am venit aici practic de unul singur, adică nu am venit nici la vreun prieten, nici la familie, ci am urcat în mașină și am plecat. Câți ani aveai? Deci 20. Mm-hmm. 20, deci da, a fost destul de dificil, nu a fost același lucru ca și când am fost în Italia, pentru că acolo am plecat cu mama mea, cu sora mea. Limba a fost mult mai ușoară, am învățat-o în 3-4 luni, în schimb aici am decis să plec de unul singur. Deci câte limbi vorbești acum? 4. Română, uh-huh. Engleză, italiană și germană. Da, am văzut că te pricepi și la spaniolă. Da, înțeleg spaniolă pentru că într-o zi ne gândim să mergem în Spania. Acolo e vremea puțin mai frumoasă și, da. Și au și mare. Da. Deci, care au fost provocările, care au fost momentele cheie ale vieții tale a celor 12 ani aici în Elveția? Provocări. Bine, atât timp cât evoluăm, provocări ne lovim în fiecare zi, aș spune, pe la început. Bineînțeles că au existat tot timpul românii care spun nu veni că e foarte greu și acum există și pe grupurile noastre de socializare și care spun că e greu, că rămâi unde ești. Mai întâi de toate au fost ei, apoi când am avut primul job în Uetico, în AMS, mi-a fost negat permisul de ședere. Mi-au spus că trebuie să mă întorc în Italia pentru că în 2010 românii nu primeau atât de repede permisul de ședere aici. Totuși nu a fost o piedică, am fost în altă parte, am muncit puțin la negru, am reaplicat până când am primit în sfârșit permisul de ședere. Păi și ce alte provocări ai avut? Că mi-ai zis că la început nu a fost ușor, că ai venit, da, cum ziceai, munceai la negru, exact. Apoi ai avut câteva zile sau mai mult câteva săptămâni în care... Ai da. Avut o viață mai grea, să spunem. Pot spune că a fost mai grea. Acum că mi-aduc aminte, mi se pare că a fost ceva foarte greu. În schimb, pe atunci nu mi se părea... Nu mi s-a părut atât de extrem. În sensul că am plecat de acolo, am spus, bun, atunci va trebui să găsesc alt job. Pentru că eu, nevorbind germană, m-am urcat în mașină de la Uetico, n-am și am fost prin Ticino. Și am mers din restaurant în restaurant la propriu să-mi găsesc un job. No. Și ce s-a întâmplat? Sincer, nu am găsit niciun job așa cum am crezut eu, pentru că practic aici trebuie să trimiți o scrisoare de intenție, trebuie să trimiți CV-ul, dar până la urmă m-a sunat un fost coleg din Uetico Napse și m-a întrebat dacă vreau un job în restaurant și am spus bineînțeles. Mi-a spus că poate nu va face acte, am spus nu e niciun fel de problemă, vreau să rămân aici pentru că am văzut că salariile sunt foarte mari. Și atunci am decis să merg în Niederbei, pe asta e chiar canton Bern. Uh-huh.
Uh-huh. Acolo a trebuit să muncesc 7 zile pe săptămână, ceva mai mult de 9 ore pe zi, adică între 10 și 13. Uh-huh. Dar a fost ok. Am lucrat acolo timp de un an de zile, până când în sfârșit am primit permisul de ședere. Între timp am învățat să și gătesc. Și pe urmă m-am întors în Zurich, în Horgenau exact. Acolo am lucrat ca și bucătar. Și maxim jumătate de an am devenit bucătar șef. Mm-hmm. Și de acolo a crescut și salariul. Doar că pentru vârsta mea, la 22 de ani, era o responsabilitate mult prea mare. Pentru că lucram tot 7 zile pe săptămână. Din punctul tău de vedere sau din punctul patronului de restaurant? Nu, din punctul meu de vedere. Mm-hmm. Din punctul meu de vedere. Pentru că eram și cel mai tânăr din acel hotel-restaurant, dar și cu responsabilitatea cea mai mare. Uh-huh. Și cerințele erau destul de mari, pentru că era totuși un hotel de 4 stele. Uh-huh. Și aveam 5 angajați subalterni care erau, uh-huh, de o vârstă înaintată mie. Și totuși nu, în 2013 m-am hotărât că nu face pentru mine gastronomia. Și atunci am făcut categoriile superioare, categoria C, categoria D, categoria E. Și am decis să devin șofer profesionist. Uh-huh. Exact. Și apoi a urmat un job mult mai relaxant, adică de luni și până vineri, ceea ce era pentru mine mult prea relaxant și tocmai asta mi-am mai luat încă 3 joburi. Și așa. Deci îți plac provocările, să înțelegi. Sigur. Da. Și în perioada în care căutai la restaurant, mi-ai zis că ai avut o perioadă mai grea, că nu aveai unde locui. Și... Nu aveam, exact. Pe lângă problema jobului, în Elveția știți foarte bine că nu-ți dă nimeni niciun apartament, poate nici măcar o cameră dacă nu ai acte. Uh-huh. Și tocmai asta am fost nevoit să dorm în mașină, exact. Dorm în mașină și să caut de muncă. Da. Și cum a fost acea perioadă stresantă pentru tine? A fost puțin depresivă. Da. Dar cel puțin era pe perioada verii sau... Pe perioada verii, exact. Da. 2010, mă gândeam în vară. Da. Că putea fi iarnă, perioada iernii, atunci să... ar fi fost foarte dificil, exact, pentru tine. Și cum ai decis să schimbi de la bucătar la șofer și apoi mai departe, și așa mai departe la ceea ce faci în ziua de astăzi? Exact. Am decis să devin șofer tocmai pentru a face ceva mult mai ușor, pentru că pentru vârsta mea mi-a ocupat practic tot timpul și, uh-huh, pe atunci nici măcar nu era vorba de bani. Ideea era că nu reușeam să-mi trăiesc viața, știți? Și m-am apucat de șoferie și între timp m-am gândit că totuși trebuie să devin cumva independent financiar. Și atunci m-am apucat să citesc niște cărți, printre care Robert Kiyosaki, Tată bogat, tată sărac, uh-huh, apoi Gândește și devii bogat, apoi De vorbă cu banii al lui Laurent și... La ce vârstă citeai aceste cărți? Era 2014, deci 24 de ani, 2014-2015. Uh-huh. Și din cartea lui Robert Kiyosaki am văzut că dacă și el totuși a plecat de jos, am spus, sigur, pot să fac și eu. Uh-huh. Și apoi am fost la câteva seminare de ale lui în care te învață cum să investești în imobiliare. Deci el a venit aici în Elveția. Exact, nu a venit personal, au fost probabil angajați de lui, a fost un seminar organizat de Robert Kiyosaki, nu a prezentat el personal, au fost doar angajați, a durat 3 zile, uh-huh, la Hotel Marriott în Zurich, acolo am fost doar 8 și urechi, am băut, uh-huh, 30 de cafele și am învățat cât mai mult posibil. Bun, acele seminare tindeau să acapareze investitorii din Elveția și să-i ducă către Anglia. Parcă am aplicat acel sistem în Elveția și a funcționat perfect. Povestește-ne mai mult, m-ai făcut curioasă. Care e sistemul, cum l-ai aplicat, ce ai realizat, exact, care sunt realizările? Bineînțeles, în cărțile lui Robert Kiyosaki, mai întâi de toate, te învață că trebuie să pui cumva bani deoparte. Că odată ce ai bani, deja devine ușor. Exact. Mai întâi de toate înveți să economisești măcar 10-20% din salariu, bani pe care în Elveția e foarte ușor să-i pui deoparte. Uh-huh.
Ideea e că eu din ce am citit, este primul lucru pe care trebuie să-l faci. În momentul în care ai o sumă de bani, primii bani sunt cei care îi pui deoparte. Exact, trebuie să investești. Și asta recomand tuturor, adică să pui bani deoparte, indiferent cât de mic e salariul, ar trebui să punem ceva deoparte. Uh-huh. Apoi, cum spuneam, aveam cumva know-how-ul, doar că nu prea aveam bani și tocmai asta a trebuit să muncesc pe lângă șoferii, a trebuit să am mers. De aceea ai luat trei joburi, nu? Exact, am învățat să tatuez, mi-am făcut și un curs de asigurări, de consultanță financiară. Mm-hmm. Și bineînțeles că mă trezeam la 4 dimineața, munceam ca și șofer, apoi mergeam, tundeam iarbă sau deci aveai 4 joburi, erai exact, și grădinar între timp. Și grădinar, exact. Seara mergeam într-un restaurant în Rapperswil, ca și kelner. Și pe lângă asta învățam să vând asigurări, ceea ce mi-a adus un capital destul de mare pe parcurs. Iar în 2016 am cumpărat primul apartament în Germania. Pe care deci ai făcut prima investiție. Exact. În imobiliare. În Germania, un apartament foarte mic, foarte mic. Am o curiozitate. Acest apartament l-ai luat cu banii cash sau... Trei sferturi din bani am avut cash. Am făcut și un mic împrumut... Ipotecar? Nu ipotecar. Am făcut un mic împrumut în Elveția pentru nevoi personale. Asta ca să nu rămân practic pe zero. Da. Deci am investit practic jumătate din banii mei, jumătate dintr-un credit pentru nevoi personale. Am cumpărat apartamentul pe care ulterior l-am vândut cu 20.000 de euro mai scump. Deci asta practic a fost primul meu business în imobiliare. Prima investiție. Era, exact, da. În 2016 parcă. Încă 2 ani am muncit practic non-stop. Și eu și soția. Soția avea 3 joburi, eu 4. Până în 2018, când am cumpărat prima noastră casă, în martie 2018. Am reușit să... Aici în Elveția. Aici în Elveția, da. Aici în Elveția. Am reușit să... Apartament sau casă? Nu, casă. Casă la curte. Am cumpărat ceva vechi, am renovat-o complet, aici clar cu credit ipotecar, am achitat doar 20% din valoarea ei. Am renovat-o complet, asta tot pe lângă muncă. În sensul că eu dacă eram... Tu făceai acest lucru. Eu singur. Și un cumnat. Exact, eu și maxim încă o persoană. Ideea e că aveam și jobul de așa natură încât puteam după muncă să folosesc camionul și să îmi duc acasă materialele de construcții. Și asta s-a întâmplat în 2018. Am renovat-o complet, am reevaluat-o, am ridicat valoarea cu 200 și vreo 40.000 de franci, am putut să reipotechez. Deci am mărit dobânda, dar am mărit ipoteca la bancă, dar am putut primi cash. Și cu acel cash am cumpărat a doua casă. Tot în Elveția. Exact, deci în 2019, la un an, am cumpărat-o pe a doua în Mollis. O casă cu 9 camere, deci sunt 2 apartamente, pe care am renovat-o în 5 luni de zile. Am tot închiriat-o. Tu și cumnatul? Nu, aici deja am mai angajat. Avut încă o persoană. Încă o persoană, dar oricum 50% din treabă tot eu am făcut-o. Tot eu am făcut-o. Și tot pe atunci a început și corona. Exact, în noiembrie 2019 am cumpărat-o, în aprilie 2020 am reușit să o închiriez. Am reușit să o închiriez. Apoi, ca și cu prima, am reevaluat-o. Acolo am reușit să-i ridicăm valoarea cu undeva la 350.000. Deci de acolo am putut să scoatem încă 150.000, amortizate până la 35%, deci cu ipotecă de 65%. Doar ca să fim siguri, pentru că am putut să o ipotecăm până la 75%, dar atunci ar trebui să mai amortizăm 15% în 15 ani. Cum am terminat de renovat și acea casă, de atunci am început să ne uităm către alte chilipiruri, aș spune, nu? Da. Practic, nici nu
nu ne putem permite să cumpărăm orice, pentru că nu la orice casă îi poți da valoare, nu? Da. Și tocmai asta vezi și în cursurile lui Kiyosaki. Adică ai acei viziune interioară, să zicem, prin care vezi cum proiectezi, cum ar fi acea casă în momentul final. Ar fi renovată final și ce valoare ar putea să aibă. Toate astea eu trebuie să mi le calculez înainte. Pentru că dacă nu știu ce valoare va avea, mai bine nu încep. Da. Poate nu cu toate proprietățile poți câștiga. Noi, în zona unde locuim, noi cel puțin e foarte ușor de închiriat, nu avem probleme și da, am fost tot timpul, am căutat tot timpul chilipiruri. Ce alte sacrificii tu și familia ta credeți că ați făcut ca să ajungeți la acest punct în care vă aflați astăzi? La acest punct? Bun, sacrificii, mai mult decât timpul, timp, forță, atât. Mm-hmm. Practic, deci de la 20 și până la 30 de ani, dacă am lucrat undeva la 170%, practic mi-am sacrificat tot acest timp. Mm-hmm. Da. Ai copii? Sigur, doi. Da. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Mm-hmm. La felicitări noastre, dacă aveți. Da, mulțumesc. Și cum faci ca viața de familie și această muncă 170% să fie în echilibru? Atenție, acum nu mai este 170%. Dar de când ai copii, munceai la fel de mult? Sau în momentul în care ai avut primul copil, ai început tu sau soția să reduceți? Când am cumpărat prima casă, am făcut primul copil, apoi am continuat să lucrez tot la fel de mult și în acest timp, practic, soacra stătea cu copilul acasă. Deci ați avut ajutor din partea familiei. Sigur, am avut ajutor din partea soacrei noastre. Când a venit al doilea copil, practic am cumpărat a doua casă. În schimb, de când am deschis firma pe care am cumpărat-o pe a treia, deja m-am lăsat de munca mea și practic acum mă ocup doar de asta. Asta înseamnă că nu mai sunt tot timpul plecat de acasă. Am redus practic la jumătate sau mai puțin. Deci acum pot să spun că sunt ocupat 70%. Dar cu mai mult beneficiu. Cu mai mult beneficiu, bineînțeles. Cum vezi viitorul? Ce planuri de viitor ai? Ce planuri de viitor am? Bun, mai întâi de toate trebuie să terminăm proiectul actual. Am cumpărat casa parohială din Șenis, motiv pentru care acolo am apărut în ziarul local. Vom face 3 apartamente de închiriat. Bănuiesc că în 3 luni maxim va fi finalizat, închiriat. Și sincer, de acum încolo creșterea poate fi doar exponențială, pentru că acum primim finanțare imediat de oriunde, avem investitori cărora le oferim un procent foarte bun, care au încredere în noi. Deci, practic, rău nu poate merge. Sincer, nu știu dacă vom rămâne în Elveția, pentru că, după cum ați văzut aici, vremea nu e tocmai prielnică. Gândul nostru e să mergem în Spania, undeva la mare, dar totuși să afacerile să continue în Elveția. Asta înseamnă că va trebui să deleg pe cineva pentru un lucru, pe altcineva pentru alt lucru și așa mai departe. Dar încerc să lucrez de la distanță. Voi încerca, dacă nu reușesc, mă întorc aici. Ce ai de transmis celor care ne urmăresc? Cum îi motivezi? De transmis. Mai ales că ești atât de tânăr și ai reușit. Bineînțeles. Aș putea spune că dacă eu am reușit, sunt ferm convins că oricine poate face. Nu doar ce am făcut eu, aș transmite. Dacă cineva are un vis, să continue să viseze, să muncească și
și să lupte pentru acel, pentru acel obiectiv. Și mai bine să nu, să nu asculte, să nu asculte la vorbele, mai ales prietenilor, care tot timpul vor încerca cumva să... Te tragă în jos. Te tragă în jos, exact. Spune mai bine să fiecare să își vadă cumva de drumul lui. Să aibă o țintă, un obiectiv, exact. Și... și cu cât mai multă lume spune că ceva nu se poate, cu atât, e, cu atât trebuie să lupte mai mult pentru acel ceva. Pentru că posibil este tot timpul. Dar crezi că este important, de exemplu, să înveți lucruri noi, să te duci la școală? Bineînțeles, tot timpul. Să te educi din tot multe timpul. Puncte eu, de vedere. Vedeți, eu, nu știu dacă v-am spus, eu liceul nu l-am terminat. În Italia, nu, eu m-am apucat de liceu, doar că, vedeți, mama s-a despărțit de fostul ei soț, pentru care a trebuit să câștig mai mulți bani. Din școală sunt sigur că învățăm foarte multe lucruri bune. Țelul meu era acela de a deveni medic. Nu a fost să fie, nu e absolut nicio problemă. Dar între timp am învățat mult mai multe lucruri. Pentru că dacă nu le-aș fi învățat... Ca autodidact. Exact. Nu, și mai ales că în ziua de azi poți învăța practic orice și aproape gratis. Da. Și aproape gratis. Deci dacă vrei să devii milionar, trebuie doar să citești câteva cărți și să pui în practică și vei deveni într-un fel sau altul. Metodele. Exact. Exact. Victor, nu știu dacă ai mai dori să adaugi ceva sau să ne mai zici o istorie, ceva despre viața ta, dacă ai ceva de completat. Bun, dacă ar trebui să mă apuc să povestesc toată viața mea, sigur nu ne-ar ajunge timpul. Nu, cred că m-a spus practic tot ce era necesar pentru emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc mult, Victor, apreciez că ai fost astăzi alături de noi. Mulțumim și telespectatorilor că ne-au urmărit și aș dori să, pe lângă mulțumirile pe care le-am adresat lui Victor, aș dori să mulțumesc echipei tehnice a Diasporei TV și dumneavoastră că ne-ați urmărit și sperăm să ne revedem curând. La revedere! La revedere!